Oază de confort este în aceste zile marea. E sezonul perfect pentru plajă și băi îndelungi printre valuri. Sunt 28-29 de grade pe litoral, iar colega mea, Alexandra Ghețea, este cu adevărat norocoasă. Bună seara, Alexandra! Bănuiesc că e foarte plăcut acolo la tine. Bună seara tuturor! Este foarte plăcut și cred că este locul în care și-ar dori să fie foarte mulți români în acest moment. Chiar dacă și aici, la noi, temperatura a ajuns astăzi la 30-31 de grade Celsius, cu toate acestea, noi avem aici o oază de răcoare. Avem marea aproape. Marea a cărei temperatură a ajuns la 22 de grade. Și turiștii au venit în număr mare la Mamaia, dar nici vama veche nu s-a lăsat mai prejos. Acum este seara, așa că distracția se mută la terase. La terasă ne-am așezat și noi și ne-am ales locul unde ne vom petrece seara. Însă turiștii trebuie să fie atenți la ce vor consuma. Și asta pentru că în ultima vreme controlele OPC au scos la iveală dezastrul din bucătării. În satul de vacanță, inspectorii au găsit carne de mici cu muște în ea și produse așezate direct jos pe podea. Pentru asta, dar și pentru faptul că patronii de acolo au încercat să împiedice controlul inspectorilor, vor fi amendați cu 30.000 de lei. Carnea care e explicată de când erați dumneavoastră tânără și veneați pe litoral. Da, vorbesc serios, nu glumesc. Acești turiști au avut noroc, pentru că au fost opriți la Tejdea să cumpere mâncarea care i-ar fi băgat direct în spital. Însă doamna din imagine e furioasă că atunci când inspectorii OPC le-au arătat ceea ce au consumat, era deja prea târziu. Dar dacă nu-i vedeați, nu comentați! Ce au găsit în spatele dughenei i-a îngrozit chiar și pe inspectori. Veniți încoace! Băi, noroză că-l sperim muște! Mamă! Așa este ținută carnea pentru mici, iar muștarul stă în găleț pentru vopsea. Asta e muștar. De unde? Și asta nu e tot. Locul aduce mai degrabă cu ceva pentru depozitarea gunoiului. Alimentele stau aruncate peste tot. Uite, mă, cum să ține asta, mă! Uite, mă, burtica! Nu pune mâna! Nu pune mâna, că o să mori! Însă ceea ce vedeți aici a fost cu siguranță în farfuriile a zeci și sute de clienți. Am descoperit lucruri cum greu puteam să-mi imaginez. Este un roi incredibil de muște și o stare avansată de insalubritate. Aproape o tonă de alimente au fost scoase din circuit și amenda maximă de 30.000 de lei a fost dată și pentru că inspectorii au fost împiedicați să intre în bucătărie. Mâncarea expirată de anul trecut. Dar mai unde să mănânc? Ce să mâncăm? Salam? În plin sezon pe litoral, coada cea mai mare este la șaurmerii sau la autoservire când vine ora de masă. Noi nu facem decât la comandă. Cum alegeți norocul? De exemplu, mâncarea să fie proaspăt. Nu avem cum. Turistul poate doar să meargă pe încredere sau să se uite la detaliile care fac diferența, pentru că nu trebuie să mergi în spate ca să-ți dai seama că locul este curat. În momentul în care alegi să mănânci undeva pe o prispă sau pe undeva, atunci trebuie să-ți alegi și riscurile. Însă la mare nu e turist care să nu încerce măcar o dată peștele, unul dintre cele mai perisabile alimente. Dar dacă este depozitată în condiții normale și gătită corespunzător, hamsia prăjită merită încercată. Cum o vedeți, e foarte gustoasă, gust de marea noastră neagră.